Atunci trebuie să-l invităm alături de noi pe Nicolas Mega Bach. Cum să nu? Să vină lângă mine Nicolas. Îl cunosc de când era micuț, micuț, micuț. Băiatul meu, dragul meu. Nicolas este băiatul lui Cristi Mega. Îl cunoașteți, oameni buni. Și nepotul lui Mihai Bahoi, prietenul meu din copilărie. Am zis Nicolas Mega Bach. De ce și Bach? Pentru că el este la Colegiul de Arte din Ulipati, studiază clasic, pian, de la vârsta de 7 ani. Este un copil minunat și talentat. Un copil pe care îl îndrăgesc de foarte mulți ani, un copil bun, educat, tot ce vrei. În schimb, aici a ales să cânte altceva. Nu cântă clasic, nu cântă cu pianul. Cum a început Cristi Mega cu Marinică Nămol, așa? Prin toate afirmațiile astea tale, mă fac să mă simt bătrân, vezi, Doamne, eu sunt ăla care am prins toate generațiile. Eu l-am scos pe Mega pe piață, eu îl scos și pe băiatul Mega. Mulțumesc Dumnezeu că am avut șansa și ocazia, nu pentru faptul că sunt bătrân, nu, am început prea devreme să cânt, de-aia am prins toate generațiile. Dar prezent și în momentul de față am emoții eu pentru el, pentru că e un copil pe care îl iubesc foarte mult. Din foarte multe motive. E nepotul lui Bahoi, care e prietenul nostru, fratele nostru mai mare. E băiatul lui Mega, care Mega, voi știți ce înseamnă pentru mine, chiar dacă am colaborat, mai colaborăm sau nu, nu are importanță. Prietenia mea și relația mea cu Mega depășește scena. E în afara scenei. Iar am emoții pentru că au crescut împreună copiii noștri și ei mei și ai lui și acum văd și eu cât de mari s-au făcut și acum eu am ajuns să cânt cu băiatul lui Cristi Mega pe scenă. Și nimic nu e întâmplător. Vă jur cu mâna pe inimă că acest copil veți auzi multe lucruri despre el. Va ajunge undeva foarte sus, peste nivelul așteptărilor noastre. Cel mai bine să lăsăm să cânte, să dovedească. Nicolas, te iubesc și te rog frumos, microfonul, tata. Audiție plăcută, oameni buni.
jerjez, dar dă-mi înapoi ce știi tu că iubesc. Lasă-mi copila și fără banii de mâncare, dă-ne înapoi cea mai frumoasă floare. Of, măi, Doamne, ooh.
dacă se poate, aplauze la nesfârșit, non-stop, pentru Nicolas al meu. Te iubim toți, eu personal cel mai mult, mai mult decât toată lumea la un loc. Mă declar fanul tău, te iubesc. Nicolas, aș vrea să spui și tu câteva cuvinte despre Marinică, despre Costică, despre Vasilică, despre Gionică, despre cineva, că tu știi... Vreau să-i mulțumesc domnului Gianine Delcu pentru că mi-a dat ocazia să cânt la acest frumos festival și vreau să-i mulțumesc și domnului Marinică Nămol că și împreună cu formația sa că a putut să cânte împreună cu mine și cam atât. Fără domnul Marinică, că acum suntem colegi, gata, da, azi încolo l-am făcut eu mare pătactul, da, pe tine, tu meriți mai mult. Felicitări! Dacă îmi dați voie și am permisiunea dumneavoastră și a lui fratele meu mai mare, al lui Johnny, o să vă cânt o melodie, maxim două în încheiere. Am cântat și noi puțin să ne încălzim, să ne intrăm în mână, să ne acomodăm și de acum încolo cântăm mai serios puțin. Programul instrumental a fost doar de încălzire, da? Mulțumesc, Marinică, mulțumesc pentru tot ce faci, pentru tot, pentru absolut tot. Pentru faptul că ești lângă mine de fiecare dată, omul meu, marinicul meu. Mulțumesc pentru că ești alături de noi.